Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase. Norocul ține cu cei iscusiți. Bine ați venit în Amara Buzău. Ne aflăm în cultura de sparanghel, pe care am început să cultivăm aici, cred că prin 2015-2016, cam așa. Prima oară am încercat prin 2013 cu niște rădăcini aduse după în Germania. Le-am pus la o grădină unde am avut apă și l-am putut controla, să vedem procesul și cum se aclimatizează, cum se dezvoltă pe parcursul anului și după aceea, împreună cu fratele meu, ne-am decis să cultivăm în câmp. Aici cred că am ajuns undeva la 2 hectare, 2 hectare jumate. Acum suntem la final de sezon. După cum vedeți, am lăsat planta să crească, deoarece ies lăstari din ce în ce mai subțiri și ăsta e un semn ce ne indică faptul că rădăcina e deja slăbită și trebuie lăsată să-și recapete resursele pentru producția de anul viitor. Fiind o plantă perenă, noi punem cam 4 rădăcini pe metru liniar, cu distanță între rânduri de minim 1,5 m, pentru că facem aceste biloane. Una la mână bate foarte tare vântul și din cauza vântului se culcă planta și ne e greu să trecem cu utilajele printre rânduri. Și a doua la mână, pământul trebuie cât mai afânat, să nu există crepături în care să intre insecte, să-și depună ouă, larve și alți dăunători. Îngrijirea sparanghelului implică numeroase tehnici agricole și o atenție deosebită la detalii. Daniel Toma ne explică cum gestionează aceste aspecte pentru a asigura o recoltă bună. Ca orice plantă trebuie îngrijită să nu crească în buruieni, udată, nu exagerat, că nu e pretențioasă, dar se dezvoltă mult mai bine dacă e udată. Mai ales aici, că vara sunt perioade lungi în care nu plouă, am reușit să ne forăm niște fântâni pe capete în care, când se poate, udăm. O cultură care e pe rod, după anul 4-5, poți recolta cam 4 tone pe hectar. Eu n-am ajuns la valorile astea, dar undeva la 2 tone jumate, cam pe acolo. 2, să zicem, poate în anul 5-6, undeva la 3 tone să iei după hectar. Vedeam consumul exagerat în țările de afară. Și nu înțelegeam fuga românului în Germania, mai ales când era sezon. Și zic, dacă acolo se caută în halul ăsta, trebuie să meargă și la noi. Și nu aveam nicio treabă, nici cu agricultura, nici cu această plantă. Dar după atâția ani, cred că sunt undeva la 10 ani de când o cultiv, am început să învățăm cam ce nevoie are. Ca în orice altă afacere, și cultivarea sparanghelului vine cu provocările sale. Familia Toma a întâmpinat dificultăți pe tot parcursul timpului, plecând de la ideea că în străinătate se poate, dar și cu multă perseverență, au reușit să înfrunte problemele și acum se bucură de succesele obținute de-a lungul timpului. În prezent este cerere pe sparanghel. V-am spus, anul trecut noi am livrat cam 4 tone, vorbind de piața din București. Nu mai e o problemă desfacerea. Acum avem o problemă cu importurile, suntem comparați cu ce vine de afară, cu toate că cine a încercat sparanghelul de Peru și sparanghelul nostru a văzut o diferență enormă. În primii ani, recolta nefiind așa mare, mergeam și o distribuiam în București, la diverse băcănii, câteva restaurante și la persoanele fizice care vroiau sparanghel. În pandemie ne-am putut mișca în București, adică livram de dimineață, mă împărțeam cu fratele meu pe sectoare, astfel încât să ajungem cât mai devreme la persoanele fizice. Pentru a avea venituri aproape tot timpul anului, frații Daniel și Florin Toma s-au gândit să înființeze și alte culturi pe lângă sparanghel.
au optat tot pentru specii inedite asociate unei alimentații sănătoase și care, speră cultivatorii, vor deveni populare și în România. Avem o cultură de brocolini pe care o punem în două etape. Primăvara mai puțin, pentru că avem sparanghelul și nu prea e foarte prezențioasă la căldură și trebuie recoltată imediat. Și toamna, pe o perioadă mai lungă, din octombrie cam până prin ianuarie. Mai avem o cultură de calete, care e o încrucișare între cale și varză de Bruxelles. Suntem la început, încă lucrăm la promovare. Am încredere că o să prindă. Are un proces foarte lung de până ajungi la faza de recoltare. O plantăm undeva în câmp prin aprilie și recoltăm octombrie, noiembrie, decembrie. Cam atunci. Povestea sparanghelului din Amara Buzău este un exemplu de determinare și adaptabilitate. De la primele încercări până la succesul de astăzi, familia Toma ne arată că, prin muncă și pasiune, se pot depăși toate obstacolele. Viitorul lor în agricultură este promițător, iar noi le urăm mult succes în continuare! Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondari și control biologic pentru legumicultură. Și Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, norocul ține cu cei iscusiți.